Zi-mi cu cine țineai când erai copil. Să nu-mi zici cu sportul că nu te cred nici să mă bați. N-am avut... Acum calculez, bă, dacă zic Steaua, dacă zic Dinamo, nu, dacă zic Rapid. Nu, n-am avut genul ăsta, doar că am avut de ales între Dinamo și Rapid, pentru că tatăl meu, lucrând la poliție, aha, era undeva cu Dinamo, bunicul meu avea abonament la Rapid. Așa, și? Și cum? Probabil din cauza asta m-am dus la sportul, ca să fiu liniștit. Să nu... Dar mai aproape de Rapid am dus la sportul. Mai aproape de spiritul Rapidului, totuși, la sport, decât de milițieni. Ca locație, da. Dar nu. Deci, eu cred, dacă mă întreb pe mine, că erai totuși dinamovist. Poate 1990, semifinala, da, cu Anderlecht. La primul 1990, meci, la primul meci, uite, care m-a dus... Povestește-mi ce ai făcut în seara semifinalei cu Anderlecht. Dinamo-Anderlecht 0-1 1990, primăvara. Eu pot să-ți povestesc eu, că eram fan Dinamo. N-ai făcut nimic. Nu, păi aveam 10 ani, păi 10 la ani, primul meci am fost, cred că 92 m-a dus tatăl meu, sau 93 m-a dus pe Dinamo, atât. Aha. Dar la televizor ai văzut meciul, sunt convins că l-ai văzut. Nu. Nici nu mă țin minte. aveam alte preocupări la 10 ani. Ce Dumnezeu făceai la 10 ani? Să mă joc, eram afară, intram târziu, după ora 12 noapte, cred că ajungeam în casă. Păi da, dar erai afară atacant Mateuț, probabil. Așa vedeai. Nu știu neapărat dacă Mateuț. Că doar nu eram, Guanța. Eram Răzvan Stanca. Eram Răzvan Stanca, nu eram.